Bună dimineața! Noi deja am făcut bagajele. Pornim spre Rabat. Bună dimineața! Mândră? Da? Te-am vândut. Bine, gata. Te las în Rabat. Mă las în Rabat, ok. Normal că te las în Rabat. Și căsătoresc. Te căsătorești, da. Bine. Deja ai și rochie. Cinci am primit pe tine. Nu, a dat cinci. Măcar 10 sau 2. Nu, nu, gata, gata. Ți-a trecut 5. Vremea, nu mai... Cu 5. Maică ta o să fie cea mai bogată. Fericită. Bogată, nu fericită. Am ajuns la... Unde am ajuns, Mustin? Podul lui Mohamed 6. Da. Cel mai înalt și mare pod din Africa. Aha. Să vezi sub el, trebuie să vezi cât de înalt e. Da. Wow, se vede un pic. Dar eu oricum nu o să pot arăta numai de din geam. Și se vede. Ceva de gen pod este și pe Bosforus în Turcia. Serios, seamănă. Face cu Gojan, cu parașut. Da. Ce tot că până la urmă am ce? Ce dalec și oh, dar ce fain noi. Drumul spre Rabat. Avem soare și e foarte frumos. O să stăm 2 zile în Rabat, după care o să mergem deja împreună cu Musin acasă spre România. Am venit la ferma lui Musin și vrem să facem niște cumpărături. Aiub este prietenul lui. Cumpărăm tucată și cumpărăm cârnăciori din astea ce am mâncat la Marrakeș. Din astea. Și aici în orașul acesta este foarte renumit tucata de vită. Nu vreau să zic extrem orașul pentru că este... Na, o zis Musin să nu zic, așa că sunt fetiță cu minte și nu zic. Așa de frumos au văzut dealurile, toate verzi. Parcă ești în Austria sau în Elveția. Am ajuns la poartă. N-o să vedem cum arată o fermă din Maroc. De care fermă de pui era, așa-i? Nu, nu vreau să opresc. Hai să vedem cât se chinuie aib. Săracul nu știe care e cheia. Gata, o găsit. No, n-o găsit. Eu e să mă jure când o să mă duc. Nu pui pe asta, mă. De ce nu? Nu. Acum amândoi se chinuie. Hai să vedem, ghicesc care e cheia, intrăm sau nu intrăm. Nu, dar stare curioasă. Dar suflă vântul, e frig. 18 grade. Gata, nu reușim. Rămânem afară. Eu și cârnăcea, ce bine miroase. Am prăjit de unde am cumpărat carnea. Acolo le-au și pregătit pentru noi, ca să nu mai facem foc, ca să nu mai aleaia. Oricum este după masă, deja imediat se întunecă. Și a fost o idee bună ca să mâncăm aici. Stați, că deja în acțiune. Oh, am crezut că e acțiune și trebuie să sărim gardul. Dar în final am reușit. Și aici avem pe frum. Hai să vedem.
masa aici. Da, pe terasă. Parcă suntem sus la vie, deci așa și miroase, așa fresh. Am vrut să spun, da, și asta. Ce bine. Și o să vedem o căsucă tradițională. Nu. Nu, nu tradițională. Pentru mine toate sunt tradiționale. De ce ziceți că nu? Tradițională e aia care e cu pământ, știi? Ok. Hai că am intrat. Se vede că s-a lucrat aici. Două paturi, hinuțe de schimb. Living-ul mare. Deci ador living-ul ăsta, serios. O să mă uit peste tot. Aici este un fel de bucătărie. Ce fain! Dar aici ce fain, poți să dormi, să-i pui o masă în mijloc. Mă, dar și măsuța are niște simboli din astea locale. Unde v-ați dus? Da, bine. Bine, bine. Mergem după soare? Da. Avem aici cartofi, cartofi originali, da? Tocata de care am povestit și cârnăciorii prăjiți. Poftă bună! Vreau să intru. Oare ușa e deschisă? Nu e. E închisă. O, și-aș fi vrut să văd. Era o fermă de pui. Acum nu funcționează, doar din martie, aprilie o să funcționeze din nou. Habar nu am ce fel de brad e acesta. Un fel de brad, clar. Și uitați ce fruct, sau cum se zice, toboz pe ungurește, nu știu cum se zice pe românește, spin, pin, nu, nu știu, na, în fine, are. Și e plin. Am găsit și o floare foarte frumoasă, ca și primăvara la noi, narcisele alea albe. Numai un pic. E diferit și are mai multe flori, deci aia are numai una. Ce faină e! Chiar că mă simt ca și sus la vie, numai, din păcate, sus la vie nu avem olive. Stupi de albină. E goală. Dar bunicul meu, pe vremuri, s-a ocupat cu albine. Și noi am avut chestia asta mai mare, ca și aici. Am găsit și câteva smochine mini, mini, mini. Nu vreau să-l iau. Și mai sunt, chiar în vârf. Mai sunt. Da, ce-am mai găsit? Mi-a rămas în mână, nu mă zic. Și vreau să vă arăt melcii care se consumă la ei. Astea sunt. Se strâng și se consumă. Am văzut și în Marrakeș și în Chefchaouen. Acum urcăm, mergem pe acest deal cu tot cu scaune după noi. Am stat vreo 3 minute, poate nici atât. Băieții au grijă de noi, au zis că e vânt, mergem jos. Noi mergem jos. Am ajuns în Rabat. Mergem să mai facem ultimele cumpărături, suveniruri și cadouri ce avem de luat. De data asta nu mai conduc eu, este Musin lângă mine și dacă avem noroc și totul e ok, atunci mergem până în satul mare împreună. Ne apropiem de centru. Deocamdată suntem pe malul oceanului, în orașul vechi. Oceanului. Cartierul Oceanului.
domnul Mun. Bună ziua, ce faceți acolo pe bagaje? Vă rog frumos să răspundeți. Boghi cu mână în spate, închepeți, încapeți. Un pic. Limită. Ne-am înghesuit un pic, da, e ok, lasă că o să aranjăm bagajele când am făcut cumpărăturile. Muni! Hello! Și deja se vede zidul, wow, zidul de la cetate. Acum am intrat în piață. Sunt foarte curioasă. Câți bani o să lăsăm? Sunt foarte curioasă. Nu lăsăm bani. Nu lăsăm bani, te lăsăm pe tine. Celea nu sunt bani. Pe tine te lăsăm, Boghi. Aha, de asta mi-a fost teamă. No, hai, Boghi, hai. Probabil seara, ce e aici? Da. Și am ajuns și la condimente, la preferatele noastre. Avem pentru tajin. Deja gata amestecat. Și mai face o tură, o să vă arăt ce amestecă. Boia de ardei, ghimbir, curcuma și piper o să adauge. Ha, și gata, i-am amestecat pentru tajinul de pui. Niam, niam. Ceai negru și ăsta verde, e altă firmă sau? E altă firmă. Aha. Și am luat cadoul mult preașteptat pentru Joufi. Joufi, simte-te onorat. Deci cineva îți scrie, uite-te ce frumoasă e. Wow. Și normal că iarăși gustăm. Ce ai cumpărat? E ceva cu... Pește, nu ouă. E pește, nu e pește. Asta ce e? Legume? Asta e cu cartofi. Cartofi, pește da. Și... Sau sos sau salată. Oh, nu înțeleg nimic, dar probabil o să fie bună. A venit rândul sandvișului cu cartofi sau nu știu cu ce e, trebuie să gust. Cartofi, ardei și sos și ceapa și roșii. Trebuie și tu să fii. Foarte bună, Boghi. Foarte bună. După cumpărăturile făcute, am ajuns în faliment. Acum am venit pe malul oceanului să mâncăm sandvișul lui Musin și mergem spre Tangier. Aici este un restaurant pe vapor și aici se vede foarte, foarte bine cetatea. Ce ziceți, mai încape ceva în Dusty? Ha?
ferește, dă sticul. Să punem acolo, ca cu tajin putem să punem așa. Bine, hai. Aha. S-a închis? Du-te, mă! Extraordinar! Bună seara, lume frumoasă! Noi suntem deja pe Gibraltar, acum trecem în Europa. Inițial trebuia să venim la ora 6. Trebuia să luăm feribotul de la ora 6, dar n-am avut șanse pentru că am pornit foarte târziu din Rabat. Am ajuns la ora 9 în vamă, când a trecut al doilea feribot. Și am urcat pe feribotul de la ora 12. La 1 jumătate o să ajungem în Spania. Deocamdată totul merge bine. Noi avem un pasager de care am vorbit și am zis că o să vină cu noi în România, dar nu știm dacă o să poată să vină terestru. Nu știu dacă o să-l lase în Spania, dar oricum încercăm. Eu zic că nu are de ce să nu treacă. Acum din Maroc a trecut cu noroc, deci n-a avut nicio problemă. Și chiar mi-ar plăcea și mie să vină cu noi pe mașină, pentru că atunci aș avea și eu un pic de ajutor, nu ar trebui să conduc non-stop. Gașca Veselă deja doarme. Și Bobby încearcă să doarmă și Mun și Musin. Eu ar trebui să dorm un pic, dar din păcate nu pot. Sper că o să treacă repede timpul și la vamă din Spania să nu se căcăiască mult, pentru că nu prea mai am răbdare. De filmat nu prea am filmat pentru că a plouat și efectiv n-am mai putut să filmez afară pe geam. Deocamdată totul a fost ok, deci și drumul și peste tot a fost ok. Noi acum spunem la revedere Africa. Am avut un sejur foarte, foarte fain. Mă bucur că am fost și anul ăsta și mă bucur că am putut vizita așa multe lucruri și ce ne-am propus. Am putut să mergem până în Agadir, chiar din Agadir mai în jos la Sidi Ifni. Eu cred că nu o să închei aici vlogul în seara asta. O să fac vlogul chiar până acasă, ca să nu mai... să nu mai editez așa mult. Vedem când ajungem și sper că totul o să fie ok la vamă.